Salutare, bine v-am găsit! Astăzi va fi un episod mai deosebit, spectaculos, cu prognoza astrometeorologică, sărbători, a fost ziua Pământului, unii trăiesc în durere, umbrele sunt alături de noi, pe aici, pe pământ, sau mai jos, sau mai sus. Play free! Nu am avut pretenția. Să jucăm și un 9 ball pool. Guest. Thor Hammer în continuare. Mergem la albastră cu roșie. O lovitură destul de simplă. Da, dar iată că avem o lovitură mai complicată. Să mergem la bila galbenă. Da! Aproape să, dar nu a fost. Da, sper să fi înregistrat această tentativă spectaculoasă. Senzațional! Astroteleshopping, astrodox.com, un software minunat. Invitatul guest 5842E00 level 57. Să vedem dacă este bot. Din Filipine, Tokyo, Las Vegas, 7 milioane, level 57. S-ar putea da. Procentaj 56. La mine procentajul este de, să vedem ce face, da? Procentajul 49,1 VIP Diamond. S-a snucărit invitatul nostru, iată, să-i dăm. Nu, da. Da, merge la înghesuială, dar nu îl vom ierta. Să vedem dacă e posibil să le punem pe ambele. Da. Thor Hammer, să vedem ce poate face Thor Hammer.
Controlul nu este pe control. Și să vedem dacă pe aceasta. Da, pe aceasta are o finețe. Ne vedem. Senzațional. Astroteleshopping. Astrodox.com. Un software minunat. Conform formația actuală, iată această figură minunată, o grămadă de quadraturi alături de Z. Minunatul Z. Un software minunat, recomandat celor care vor să își interpreteze această conformație stelară, două stelumuri care sunt scufundate în emisfera sudică, da? Și în timpul zilei sunt deasupra, sunt pe cer, în timpul nopții toate sub linia orizontului. Vedetele după Z, software-ul minunat, vedetele sunt pe ascendent, nu știu dacă vedeți, Chiron și Lilith. Da, Chiron și Lilith nu fac aspect, sunt în mijlocul acestor două stelumuri. Chiron, așa numitul The Wounded Healer, cel care vindecă, deși nu se poate vindeca, și Uranus, inventatorul, rece, în sensul în care este cool, cool, este cool. Orice revoluție a unui fapt este A, faptul A și non-faptul A, dar în geometria Lilith, care e formulată doar din segmente, da, literele, mai avem steaua Mesartim, Mesartim, o stea binară alături de Sheratan. Aceste denumiri arabice, arabii au dat denumiri la acestor stele. Luna nouă în conjuncție cu soarele, conjuncție perfectă la 5:27 dimineața. Luna nouă aduce aceste conformații, avem conjuncție soare, lună, Uranus, da. Și pe de altă parte, acolo sus, da, Jupiter și restul, da. Deci Mesartim și Sheratan, două stele care dansează împreună, dar vom reveni. Este ora 2:23, până la 5:27 mai avem 3 ore și 4 minute. Momente publicitare, gândire critică. Situația matematică, raportul este 3 grade 16 minute la 1 grad 53. Calculele sunt simple și la secundă. Avem plus 98% mișcare aparentă a soarelui și 90% mișcare aparentă a lunii. Dar ceea ce frapează, avem minus 290, da, nodul lunar și luna neagră Lilith în berbec la 100%. Ceea ce este demn de remarcat este însă Chiron care la ora 5:27 va fi situat pe ascendent după prognoza nopții. Revenim cu amănunte dacă va fi exact așa.
senzațional. Astroteleshopping, astrodox.com, un software minunat.